Mulțumim. Alex Hecht s-a născut într-o familie de supraviețuitori ai Holocaustului din Ușvalău, județul Sălaș. Mama a fost deportată în Auschwitz, iar tatăl într-un batalion de muncă forțată. Familia care s-a stabilit la Ușvalău și și-au petrecut o bună parte din sărbători în această sinagogă a emigrat în 1964 în Statele Unite ale Americii. Alex Hecht a ajuns medic stomatolog, s-a căsătorit cu Judy și are doi fii. A revenit la Șibleu, Silvania, în 2001, la insistențele Mihaelei Gross, care l-a convins să facă tot posibilul pentru a salva singura sinagogă din județ. Iată-ne astăzi, după 15 ani, de la inaugurarea muzeului, fosta sinagogă din Șibleu, Silvaniei, avându-l alături de noi pe doctorul Alex Hecht, împreună cu o parte din familia sa. Îl rog, de asemenea, când vine să vorbească, să prezinte membrii familiei prezenți astăzi aici. Alex este și președintele fondator al acestui muzeu și principalul finanțator al activităților și proiectelor noastre. Sunt foarte emoționat că veniți aici și fiecare an, de când am întâlnit, nu știu dacă ați văzut, acolo am fost la Cluj cu domnul Oliver Lustig și am întâlnit la stradă înainte, în față de sinagogă acolo și te-am iubit din data asta. Și sper că o să fim aici amândouă pentru 10 de ani. Și mama are vârsta de 91 astăzi, dar la 15 februarie o să fie 92. Și în ultimii ani, acum de 5-10 ani, a decis că și ea trebuie să vorbește despre Holocaust. Și e foarte emoționată când vorbește de asta, dar asta este unul din cauze că mintea sa este clar și vorbește despre Holocaust. La filmul care am văzut, eu am filmat 15 ani apoi, atunci când am început să facem muzeul aici. Dar două luni înapoi, o lună înapoi, domnul Edward Stralosinski a filmat pe ea încă o dată la New York. Ea, așa a fost că de două luni înapoi am primit un telefon de la o organizație care a organizat pe supraviețuitor să se ducă la Auschwitz. Și înainte, mama a fost ok cu asta. Și a gândit și la ultima săptămână a decis că nu poate. I-a spus că nu pot să mă duc acolo la să văd ce a fost. Are prea mulți amintiri. Este destul pe ea să amintește cu vorbe. Dar am filmat pe ea și am vrut să arăt asta aici, dar de
2-3 zile am decis că, pentru că vorbește pe engleză și ea știe engleză foarte, foarte bine și am știut că avem vorbele sale pe îngurește, pe maghiară și am decis că ar fi mai bine că dacă arătăm asta, să înțelege toți, jumate din toți, ce spune. Și vă mulțumim pe oameni și pe femei și supraviețitori care sunt aici cu noi. Și sunteți willing, how do you say willing? Dornici să ne spuneți, pentru că asta este o chestie care trebuie să fie așa de durosă. Și mulțumim că sunteți aici și așa cum nevasta mea a scris 10-15 ani înapoi, suntem foarte emoționat pentru cine am pierdut și suntem grateful, cum se spune. Mulțumim că sunteți aici cu noi care ați supraviețuit și vrem să congratulăm și onorăm ei care ați liberat Auschwitz. Mulțumim! Vreau să mulțumesc și chem nevasta mea aici, pentru că trebuie să mulțumesc pe ea că m-a lăsat să fac ce am făcut aici. Este un moment deosebit și Alex mi-a luat-o puțin înainte, voiam să invit pe Judy alături de noi. Am aprins 6 lumânări simbolice reprezentând cele 6 milioane de victime ale Holocaustului. Cea de-a 7-a lumânare reprezentând lumânarea speranței, speranței pentru umanitate, speranței pentru Israel, speranței pentru întreaga lume va fi aprinsă de Judy Heck și Alexe. Și înainte vreau să chem aici verișoara mea, Lia. Și a fost filmat, ați văzut pe ea pe asta scurtă de televiziune. Film. Și Lia vine de la Șimleu, a fost născut aici. Și când eu am fost 6 ani, de șase ani, am locuit în casa ei la Șimleu, vis-a-vis bancul acolo în the park. Pentru că până la vârsta de 6 nu am vorbit nicio vorbă pe românește și părinții mei au spus că dacă o să trăim la România, atunci trebuie să vorbim și știem limba română. Și acolo am locuit până la vârsta de 11, când am plecat din țara asta. Și mama lui Lia a fost unul din tantele mele care cu, nu știu, 15-20 de hertz a locuit acolo la Nușfalou și ea este, mama sa, este unul din care a venit înapoi și ați auzit de la ea istoria tatii de la Lio, care a scris scrisoarea aia
Și când a venit apoi, a început încă o dată o nouă familie, pentru că a pierdut prima și Lia este produsul din familia asta. Lia, thank you for being here with us. Please, you three of us, thank you. Of you. You have the honor to lead the family. Și mulțumesc tuturor onorari, ospeți, primarul și toți cu cine este cu noi. Mulțumim! Apropiem de momentul încheierii programului nostru. Spuneam în deschidere că este un eveniment educațional. Iar când vorbim despre educație, vorbim despre cel mai recent proiect al muzeului, proiectul Erasmus+, instrument interactiv de predare și învățare a problematicii Holocaustului.